În cadrul prezentării vor fi abordate două aspecte a politicii științei în organizațiile internaționale și în cadrul Uniunii Europene. Structura prezentării este următoare. La început, câteva cuvinte despre necesitatea, prioritatea la nivel internațional a științei deschise, urmată de politica științei promovată de câteva dintre organizațiile transnaționale, cele care au, de fapt, o politică coerentă și au depus de multe eforturi de promovarea politicii științei, în care sunt reprezentate bine de majoritatea statelor. Urmată de politica științei în Uniunea Europeană, care are o structură foarte complexă, și, în final, câteva concluzii, lecții de învățat pentru Republica Moldova, am încercat să le extrag. La nivel internațional, politica științei deschise devine una prioritară în domeniul științei. Ea se bazează pe ideea că împărtășirea cât mai devreme a schimbului de cunoștințe, a cunoștințelor și datelor în cadrul sistemului de cercetare și implicarea altor actori, industrie, autorități, cetățeni, asigură creșterea creativității, productivității științifice, încrederea în știință și utilizării rezultatelor în societate. Dacă anterior aceste discuții se purtau la nivel de teorie, la nivel de studii științifice, discuții academice, în ultima perioadă s-a trecut la acțiuni foarte concrete, încadrate în politici și strategii. De aceea ne-am propus să vedem care sunt aceste strategii și politici la nivel internațional pentru a vedea cât sunt de relevante pentru Republica Moldova. Și voi începe cu UNESCO, deoarece este o agenție specializată a ONU în domeniul științei și deoarece include 193 de state, cel puțin 193 de state, la o conferință din 2019, a pus sarcina în fața UNESCO de a elabora un document care, la nivel internațional, ar prezenta o viziune coerentă și ar crea un cadru clar de politici, astfel încât toată lumea să vorbească în aceeași termeni, cum a spus domnul vicepremier Țurcanu despre Letonia, la fel așa să fie peste tot în lume, să se vorbească în aceeași termeni și să fie coordonate politicile, deoarece știința este globală și este normal ca și politicile să fie coordonate pentru că avea un efect mai mare. După cum v-am spus, în 2019 s-a pus sarcina de a elabora așa un document. În 2021 a fost elaborat un astfel de document care se numește Recomandarea privind știința deschisă. El s-a bazat pe un proces foarte larg de consultare. A fost creat un parteneriat la nivel global în care au fost inclusi absolut toți actorii relevanți, toate țările, din toate domeniile științei, din toți beneficiarii cercetării. UNESCO la fel s-a bazat pe experiența anterioară. Anterior au fost aprobate diferite acte, spre exemplu, recomandarea privind știința și cercetătorii științifici. Și astfel, recomandarea elaborată ține seama de diferențele disciplinare regionale între țări, ia în considerare libertatea academică, provocările specifice ale cercetătorilor și altor actori. Ea reprezintă, de fapt, un cadru internațional pentru politica și practica științei deschise, incluzând definiție, valori, principii, standarde comune, set de acțiuni pentru operaționalizarea științei deschise la nivel individual, instituțional, național, regional și internațional. Și desigur că statele membre al UNESCO sunt îndemnate să se alinieze acestei politici. Vedeți aici sinteza științei deschise, după cum o definește UNESCO. Realizarea sau știința deschisă, în opinia UNESCO, se bazează pe patru piloni cheie: cunoaștere științifică deschisă, infrastructuri științifice deschise, comunicare științifică, implicare deschisă a actorilor societali, dialog deschis cu alte sisteme de cunoștințe. Pentru fiecare din acești piloni, la fel, este dată o definiție și compoziția acestor
piloni. Spre exemplu, la infrastructuri de cercetare, la infrastructuri deschise se referă infrastructuri de cercetare partajate, virtuale sau fizice, inclusiv echipamente științifice majore sau seturi de instrumente, resurse bazate pe cunoștințe, cum ar fi colecții, reviste, platforme de publicare, depozite, arhive și date științifice, sisteme de gestionare a informațiilor științifice, sisteme bibliometrice și scientometrice deschise pentru evaluarea și analiza domeniilor științifice, infrastructuri deschise de calcul și gestionare a datelor care permit analize de date și infrastructuri digitale. Toate care sunt necesare pentru a sprijini știința deschisă și pentru a satisface nevoia diferitor comunități. UNESCO a stabilit câteva principii pe care să le urmeze țările și instituțiile atunci când elaborează politici, inclusiv deschiderea ar trebui încurajată la toate etapele activității științifice și să fie transparent, transparență, control, analiză critică și reproducerea rezultatelor. Egalitatea de șanse, indiferent de locație, naționalitate, rasă, vârstă, nivel de venit și alte caracteristici. O mai mare deschidere la a științei duce inevitabil și trebuie să fie însoțită de o mai mare responsabilitate a tuturor celor care participă. Colaborarea la toate nivelurile este esențială și ar trebui să devie normă. Flexibilitate. Nu poate exista o singură abordare pentru toate problemele care trebuie să fie soluționate prin știința deschisă. Ea trebuie să ține seama și de specificul național și de sistemele de guvernare existente în diferite țări. Și, în sfârșit, sustenabilitatea. Trebuie să existe practici, servicii, infrastructură și modele de finanțare durabile pe termen lung. Prin aceeași recomandare, UNESCO s-au stabilit 7 domenii de acțiuni. Pe fiecare din cele 7 domenii pe care le vedeți pe slide, au fost elaborate recomandări concrete. Aceste recomandări se referă atât la nivel național, cât și la nivel de instituții. La fel, UNESCO recomandă ca să existe și mecanisme de monitorizare acestor politici și mecanisme de implementare care se bazeze atât pe abordări cantitative, cât și pe evaluări calitative. O altă organizație importantă care are preocupări de mult timp în domeniul științei deschise este OECD-ul. Argumentarea de bază a necesității științei deschise din partea OECD este că ea crește productivitatea, potențialul inovativ și utilizarea rezultatelor cercetării științifice, aducând multiple beneficii societății. Deci, reșind din specificul activității acestei organizații, ea s-a axat pe elaborarea politicilor ce vizează accesul la date. Iată ultimele trei documente, principalele trei documente care se referă la deschiderea datelor de cercetare, care de fapt reprezintă o actualizare și o completare a politicilor privind accesul la date. În conformitate cu prioritatea care a fost stabilită, OECD-ul a stabilit 7 domenii de acțiuni: guvernanța datelor de cercetare și creșterea încrederii, standarde și practici tehnice, responsabilitate, proprietate și administrare, stimulente și recompense, infrastructuri durabile, capitalul uman, cooperare internațională pentru acces la datele, la datele de cercetare. La fel ca și în cazul UNESCO, fiecare din acele 7 domenii este însoțită de recomandări. Toate acestea se găsesc în ultimul document de politici aprobat în anul 2021. De exemplu, la capitalul uman, printre acestea se regăsește dezvoltarea competențelor de bază în rândul tuturor cercetătorilor și studenților pentru a gestiona și reutiliza în mod adecvat datele de cercetare sau dezvoltarea unor cohorte de cercetători cu abilități avansate la nivel de doctorat de cercetare intensivă a datelor. Un aspect important al politicilor reșite pe care vreau să-l menționez este faptul că toate aceste politici se bazează pe utilizarea foarte profundă a studiilor și a datelor de cercetare. Vedeți aici doar câteva
studii din ultimele 7 ani pe care se bazează aceste politici. De exemplu, raportul din 2020, penultimul, sintetizează analizele unui sondaj al practicilor politici în domeniul accesului la date, rezultate a 2 ateliere de lucru ale experților și studii de caz de politică din 18 țări de diferite continente. În aceste considerente este foarte important să preluăm și noi bunile practici care se bazează pe date și studii importante și nu pe decizii arbitrare. Asociația Europeană a Universităților este un actor important în ceea ce se ține deschiderea științei în universități. Este și normal, având în vedere faptul că în componența ei sunt 48 de universități europene, ea s-a axat anume pe acest aspect și a stabilit 4 priorități. Politici de acces deschis pentru publicații și date de cercetare, transparență și sustenabilitate mai mare în publicarea academică, managementul datelor de cercetare și schimbul de date și OSC, revizuirea abordării universității privind evaluarea carierei academice. La fel, are grup de experți, efectuează cercetări utilizând sondajele, având în componență universitățile, utilizează sondaje pe scară largă, a stabilit și un plan de acțiuni până în anul 2025. Consiliul Internațional de Știință, despre care vorbea doamna Cojocaru, din care face parte și Academia de Știință, este un alt actor global. Este unul din inițiatorii accesului la datele de cercetare, creând așa un comitet încă în 1956. Vedeți câteva rapoarte importante. Ultimele din 2021 sunt evidențiate la fel 7 principii cheie pentru publicarea științifică. Și cel din 2021 este, de fapt, documentul de poziție al acestei structuri privind știința ca un bun public global. Câteva din aceste recomandări principii au fost spuse de doamna Cojocaru anterior. Planul, coaliția se reprezintă o coaliție în care între finanțatori ai cercetării. El a fost creat în 2018 cu suportul Comisiei Europene și Consiliului European de Cercetare, include scop și 10 principii. Doar un aspect, doar un element în acest plan, voi da știri, că acest plan prevede ca toate publicațiile academice care sunt rezultatul cercetării finanțate prin granturi publice sau private oferite de Consiliul de Cercetare și organisme de finanțare naționale, regionale și internaționale trebuie publicate în reviste cu acces deschis, pe platforme cu acces deschis sau făcute imediat disponibile prin repozitorile cu acces deschis, fără embargo. Având în vedere că coaliția este creată la inițiativa UE, voi trece treptat la politicile UE. Politicile Uniunii Europene în domeniul științei deschise sunt cele mai complexe, cele mai bine dezvoltate, vizează practic toate aspectele și, după cum a spus și doamna Țurcanu, pe lângă accesul la publicații care trebuie făcut public, ei se axează și pe datele deschise care trebuie făcute publice cât mai mult posibil și închise atât cât este necesar. Și își propun să stimuleze participarea cetățenilor și altor utilizatori a rezultatelor științifice în procesele de cercetare și inovare. Uniunea Europeană, de fapt, are 8 priorități numite și ambiții ale UE pe care își axează eforturile. Primul, recompense și stimulente pentru ca să fie în așa fel evaluată cercetarea și cariera de cercetător, ca să fie stimulată un comportament al științei deschise de către toți actorii. La fel, legat cu acesta este măsurător de generație nouă, să are în vedere ca știința deschisă să fie evaluată și măsurată cu indicatori care la fel stimulează un comportament
corespunzător științei deschise. Eu o să nu mă opresc mult pentru că s-a mai vorbit azi. Date deschise după principiile FA, integritatea cercetării. Deci, iar integritatea cercetării este strict legată și cu faptul ca cercetătorii să fie responsabili de comportamente și de rezultatele cercetării, iar pentru ca aceasta să se producă, este necesar ca cercetătorii să aibă abilități și să fie pregătiți prin procesul de educație sau prin proces de studiere pe parcursul vieții. Și, în sfârșit, știința cetățenilor. Uniunea Europeană consideră foarte important ca cercetarea să fie legată și cu cetățeanul de rând și cu societatea, având în vedere că în statele democratice și finanțarea științei și susținerea științei depinde în mare parte și de voința cetățenilor care sunt alegători. Și în așa fel, pentru a asigura o dezvoltare a științei, este necesară să fie o legătură strânsă cu cetățenii. De ce UE, Uniunea Europeană, este, de fapt, pionierul cercetării deschise? În Uniunea Europeană s-au acumulat foarte multe date și, la un moment dat, s-a conștientizat faptul că ele nu se valorifică pe deplin. Și la implementarea rezultatelor, la știința practică, inclusiv la brevete și implementarea acestora, UE rămâne în urmă față de SUA și față de Japonia. Un alt element care a stimulat dezvoltarea politicilor de știință deschisă este IERA, Spațiul European de Cercetare. Uniunea Europeană dorește să fie un singur spațiu de cercetare în toată Uniunea, iar știința deschisă este un instrument care poate asigura acest lucru. Și ultima comunicare în acest sens, importantă pentru privind spațiul european comun de cercetare, prevede mai multe elemente prin care știința deschisă s-ar dezvolta și ar fost stimulată. În slide vedeți doar trei. Îmbunătățirea accesului la facilități și infrastructuri excelente, transferul rezultatelor cercetărilor științifice către economie și consolidarea mobilității cercetătorilor și circulația liberă a cunoștințelor. În sfârșit, politicile științei deschise în Uniunea Europeană sunt și un element altor politici. Unul din cei mai importanți este piața unică digitală. În strategia privind piața unică digitală pentru Europa, știința deschisă este un element important care ajută la dezvoltarea și implementarea principiului acceptat în Uniunea Europeană. Spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată. În politicile și reglementările aprobate în cadrul Uniunii Europene, de-a lungul timpului se observă diferite evoluții. În primul rând, se observă trecerea de la studii și rapoarte care au fost efectuate la început la recomandări și reglementări mai clare. Spre exemplu, vedeți două exemple de recomandări: ghidurile Consiliului Științific pentru acces deschis și recomandarea Comisiei privind accesul la informații științifice și conservarea acestora din 2012, actualizată ulterior în 2018, care includ recomandări clare pentru statele membre. La fel, treptat s-a trecut în Uniunea Europeană de la politici complexe. S-au început cu politici privind accesul deschis la publicații, stimulate și de declarațiile la nivel internațional.
treptat s-a trecut la politici complexe care să include toate aspectele, astfel încât utilizatorii finali să descarce, să tipărească, să citească, să reutilizeze și să distribuie liber informații științifice finanțate din fonduri publice pentru a accelera progresele științifice. Și am inclus aici iar două exemple. În comunicarea care este publicată sunt mai multe și oricine le poate descărca, deoarece includ link-ul către documentele originale. Și în sfârșit, politicile din Uniunea Europeană au fost extinse, dacă inițial, după cum spuneam, focusarea era pe accesul la publicațiile științifice, ulterior, mai multă atenție se acordă deschiderii datelor de cercetare și, în acest sens, Uniunea Europeană a fost aprobate un șir de documente, carte europeană de acces la infrastructură de cercetare, directiva UE privind datele deschise și reutilizarea informațiilor de sectorul public și, în sfârșit, o strategie europeană privind datele, comunicarea Comisiei Europene. Pentru ca... Da, iată aici am adus exemplu de câteva recomandări UE al Uniunii Europene care se conțin în raportul din 2018 privind accesul la publicații și utilizarea datelor. Prin aceste recomandări, statele membre sunt încurajate să elaboreze, să aprobe planuri naționale de acțiuni care ar include următoarele. Toate publicațiile științifice rezultate din cercetarea finanțată din fonduri publice să fie disponibile în regim de acces deschis, să fie consolidată conservarea și utilizarea informațiilor științifice, să fie gestionate datele cercetării rezultate iarăși din banii publici, să fie dezvoltate infrastructurile care stau la baza acestui sistem, să fie dezvoltate aptitudinile și competențele cercetătorilor și la fel prevederi ce țin de adaptarea evaluării și recrutării cercetătorilor la scopurile politicii științei deschise în Uniunea Europeană. Pentru implementarea acestor politici, de fapt și pentru elaborare și pentru implementare, Uniunea Europeană a dezvoltat un șir de mecanisme și de instrumente. Primul din acestea este platforma pe care o prezint, este Platforma Europeană pentru Politici pentru politicile științei deschise. Ea, de fapt, reprezintă un grup consultativ care are scopul de a ajuta Uniunea Europeană la formularea și la implementarea politicilor. Acest grup a avut două mandate, 2016-2018 și 2018-2020. În primul mandat s-a axat mai mult pe elaborarea de recomandări privind fiecare din cele aspecte pe care le-am menționat anterior. Acces deschis la publicații, date de cercetare, evaluare și mai departe. În al doilea mandat s-a axat pe elaborarea unor principii concrete și mecanisme pe care ar fi implementate. Menționez câteva din documente și activități importante. În primul rând, sunt recomandările integrate ale platformei care au fost publicate la sfârșitul primului mandat în 2018 și raportul final al platformei din 2020. După cum spuneam, există și niște acțiuni mai concrete în cea de-a doua parte. Este vorba despre registrul implementării metricilor responsabile. Prin acest registru se dorește acumularea datelor privind implementarea politicilor științe deschise în diferite țări de către instituții pentru a vedea cele mai bune practici și există Consiliul pentru Coordonarea Națională a Științei Deschise prin care se propune să fie ajutate țările care implementează politici științe deschise, țările membre, prin crearea unor consilii, prin ajustarea la formularea politici și alte acțiuni de acest gen. În raportul final, această platformă a formulat și o viziune a sistemului de cercetare a Uniunii Europene până în anul 2030. Deci acest sistem de cercetare bazat pe cunoștințe trebuie să se bazeze
pe o structură a carierei academice care încurajează rezultatele, un sistem de cercetare care este fiabil, transparent și de încredere, un sistem de cercetare care permite inovarea, o cultură a cercetării care facilitează diversitatea și echitatea oportunităților, un sistem de cercetare care se bazează pe politici și practici bazate pe dovezi. Un alt element al implementării politicii europene este cloudul european, care este un ecosistem federat de infrastructuri de cercetare, infrastructuri electronice și servicii, care are scop de a face datele de cercetare ușor regăsibile, accesibile, interoperabile și reutilizate, adică conform acestor patru principii, pentru toți cercetătorii europeni. Există și o asociație, EOS, formată din peste 210 membri, care își fixează niște obiective, câteva obiective concrete, le vedeți și pe acest slide, inclusiv 90% din publicațiile membrilor să fie în acces deschis până în 2023, 70% datele de cercetare ale membrilor să fie disponibile, cum am spus, conform principiul OFR, în mod ideal deschise până în 2027, și toate cercetările efectuate să fie sprijinite de administratori de date, stewards profesioniști, până în anul 2027. Un instrument important de implementare a politicilor științei deschise în Uniunea Europeană sunt programele cadru de cercetare. Este normal, având în vedere că acesta e principalul instrument de finanțare a cercetării Uniunii Europeane, și prin intermediul acestor programe, Uniunea Europeană încearcă să promoveze știința deschisă. Astfel, în programul cadru 7 s-a pilotat accesul deschis la publicații. În orizont 2020, următorul program cadru, deja acest a devenit obligatoriu, s-a pilotat accesul la date, iar în actualul program Orizont Europa, știința deschisă este și mai mult prezentă. Planul de management al datelor a devenit obligatoriu. La fel, este necesară plasarea datelor într-un depozit de încredere și oferirea accesului deschis, utilizarea licențelor CC BY sau CCO necesară pentru deschiderea datelor, dezvoltarea EOSC, finanțarea, dezvoltarea platformei de publicare cu acces deschis. Multe din aceste aspecte sunt fixate și în contractele de finanțare pe care le încheie câștigătorii proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Platforma Europeană de Publicare, de fapt, reprezintă un exemplu a Comisiei Europene de implementarea politicii științei deschise. Uniunea Europeană dorește, prin exemplu propriu, să stimuleze și alți actori să urmeze aceste politici. Este un serviciu opțional pentru toți cei care beneficiază de proiecte de cercetare în cadrul programelor cadru, să-și publice gratis rezultatele cercetărilor pentru ca să îndeplinească cerința din contract. După cum v-am spus, cerința din contract a proiectelor europene stipulează că rezultatele vor fi publicate în acces deschis. Și în caz că nu reușesc, să zicem, în altă parte sau din alte considerente, această platformă oferă posibilitatea cercetătorilor să înainteze publicații și să fie publicate pe această platformă, care se face, recenzarea în această platformă se face prin evaluare deschisă, un alt element pe care îl promovează Uniunea Europeană. La fel, această platformă oferă o gamă largă de utilizatori și se poate cuantifica efectul publicațiilor, impactul acestora, atât științific cât și social al articolului. Și în cazul de față, în cazul platformei, la fel, se utilizează același principiu pe care l-ați auzit de multe ori azi, cât mai deschis cu putință, dar atât de închis cât este necesar. La fel, după cum spuneam, politicile Uniunii Europene se bazează pe date, pe studii, și în acest sens ele trebuie corectate periodic în urma analizei acestora. Pentru aceasta, Uniunea Europeană a creat monitorul științei deschise, care monitorizează cum se implementează politici științe deschise în Europa, dar și în alte țări partenere, include mai mulți indicatori,
un set bogat de studii de caz pentru a vedea ce merge, ce nu merge în politicile științei deschise și a face corecții când este necesar. De fapt, sunt oficial fixat 4 sarcini acestui monitor, care rezultă din obiectivul general de a oferi date și indicatori pentru elaborarea și corectarea științelor publice. Aceste sarcini sunt de a furniza metrici privind tendințele științei deschise și de a le dezvolta pe acestea, de a evalua factorii și barierele în calea adoptării științei deschise, de a identifica impacturile atât pozitive cât și negative ale științei deschise și de a sprijini de acțiunile de politică bazate pe dovezi. Câteva concluzii în baza acestei cercetări, care este mult mai voluminoasă decât ceea ce am prezentat. Prima ar fi că știința deschisă este cel mai important concept în politica modernă a științei. Republica Moldova nici de cum nu poate evita utilizarea și implementarea unui astfel de concept. Principiile și valorile științei deschise sunt promovate de mai multe organizații transnaționale, care în ultima perioadă coordonează între ele pentru a unifica, a promova aceleași valori și principii ale politicilor științei deschise, chiar dacă fiecare dintre acestea promovează anumite aspecte și se axează pe anumite aspecte. Politica științei a cunoscut o evoluție spre abordare tot mai complexă, după cum spuneam, de la studii, la politici și reglementări, de la abordarea singulară a unor aspecte, cum ar fi publicarea în acces deschis, la politici care acoperă toate elementele. Cele mai importante direcții ale politicilor științei deschise la nivel internațional vizează asigurarea accesului deschis la date de cercetare și publicații științifice, dezvoltarea infrastructurii de cercetare, elaborarea de metrici, introducerea stimulentelor și recompenselor, integrarea cercetării cu societatea, asigurarea integrității în cercetare, dezvoltarea abilităților necesare. În acest conglomerat de politici la nivel internațional, desigur că Uniunea Europeană este actorul important și este actorul care interesează pe noi cel mai mult în perspectiva integrării europene și este foarte bine să știm că politica științei deschise care o promovează UE se referă la elaborarea politicii în baza existenței unor indicatori și a unor grupuri de experți, implementarea prin diferite mecanisme și monitorizarea acesteia. Am încercat să evidențiez câteva recomandări care ar fi utile pentru sistemul național de cercetare și inovare și am formulat 8 astfel de recomandări. Prima ar fi abordarea strategică și sistemică a științei deschise. Într-adevăr, este necesar de elaborat și aprobat un document strategic în domeniu cu un plan de acțiuni. Este necesar să fie o entitate la nivel național care să coordoneze acțiunile sporadici sau acțiunile diferitor actori și este necesară implicarea tuturor actorilor pentru a beneficia cât mai mult de experiența lor în aceste politici. Probabil că o strategie de știință deschisă este mai bine să nu fie separată, dar incorporată în politica generală a științei, pentru că de fapt, știința deschisă presupune schimbarea întregului sistem de cercetare, nu doar câteva acțiuni suplimentare la politica de științe deschise. Și în acest caz este mai rațional, probabil, să o aliniem la cadrul strategiei generale a științei, să fie asigurată corelarea cu restul acțiunilor din domeniul politicii științei. La fel, consider că este necesar ca politicile științei deschise în Republica Moldova să fie inteligente, ținând seama de particularitățile sistemului național. Axarea pe aspecte și modalități care ne avantajează, fără preluări și implementări mecanice a inițiativelor internaționale. Și aici a vorbit despre rezerva comunității academice față de publicarea datelor de cercetare. Exact, este un aspect care trebuie discutat și aprobat în așa măsură ca el să fie acceptat și respectat de comunitatea științifică.
Sunt principiile directoare ale UNESCO în procesul de elaborare și implementare a politicilor științe deschise. Ele au fost elaborate cu implicarea tuturor țărilor, tuturor actorilor și cred că ele trebuie să fie acceptate fără a inventa noi altceva. Este necesar, în opinia mea, să fie menținute și sprijinite facilitățile existente în domeniul științei deschise, pentru că procesul de creare a unor infrastructuri este un lucru foarte nevoios, necesită multe eforturi, finanțe și resurse umane, de aceea ceea ce avem trebuie să păstrăm, să dezvoltăm. În baza la asta putem dezvolta și alte elemente. Desigur că toate acestea este ideal să fie integrate într-un sistem de cercetare despre care s-a mai spus azi. Un alt element important este stimularea acceptării științei deschise în comunitatea științifică, pe lângă aspectul de educație științifică, de comunicare, de informare despre utilitatea ce consider că trebuie să existe și indicatori care să, într-un fel, să stimuleze cercetătorii că să adopte aceste principii și mă refer la instituțiile care efectuează diferite evaluări, ANACEC, Ministerul Educației și Cercetării, ANECD, ca să includă indicatori care se referă la știința deschisă, astfel încât cercetătorii să se orienteze spre îndeplinirea sau spre îmbrățișarea valorilor științei deschise. În acest sens, s-ar putea merge nu deodată la fixarea unor indicatori pentru toate evaluările, s-ar putea experimenta în cadrul unui concurs de proiecte sau în cazul unui concurs de premii. La fel, evaluarea deschisă s-ar putea experimenta sau la o revistă sau în cazul unei competiții de anvergură mai mică la nivel național. Este în continuare necesară perfecționarea mecanismului de acces la rezultate de cercetări finanțate din bani publici, inclusiv accesul mai ușor și mai prietenos la rapoartele de realizare a proiectelor și corelarea lor cu celelalte elemente ale procesului de cercetare. Și reglementările ar trebui să fie graduale și în funcție de ele să fie perfecționate continuu. Și în final, după cum am văzut în toate politicile organizațiilor internaționale, un element important este monitorizarea, pentru a vedea în ce măsură politicile implementate sunt adecvate și, în caz că se constată că nu sunt adecvate, să fie corectate pentru a beneficia de ele și nu pentru a exista paralel politicile elaborate și procesul de cercetare existent. Și în acest sens, desigur că este necesitatea unor indicatori, unui instrument informatic care ar monitoriza și un mecanism de raportare și analiză a progresului. Vă mulțumesc pentru atenție!